Foarte multă lume mă întreabă în comentarii cum ar putea să facă bani dacă nu au experiență și nici măcar bani de investit. Pentru mulți pare imposibil, dar în acest videoclip îți voi arăta o metodă prin care garantat vei reuși să faci niște bani. De fapt, dacă vei lucra minim 2 ore pe zi timp de 5 zile, sunt 100% sigur că vei ajunge să faci 5.000 de lei. Asta înseamnă că vei face 5.000 de lei pentru 10 ore de muncă. Prima condiție este să ai un smartphone. A doua condiție este să ai minim 18 ani împliniți. În cazul în care nu ai 18 ani, sunt sigur că cineva din familia ta este deja major. Dacă îndeplinești aceste două condiții, hai să trecem la prima metodă, care se numește Western Union Plus. Probabil ai mai auzit de Western Union până acum, însă de aproximativ 2 luni și-au lansat și un card similar cu cel de la Revolut. Acest card are niște bonusuri extraordinare. Practic poți să faci 2000 de lei cu Western Union Plus în momentul de față. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să descarci aplicația din App Store sau din Google Play, iar după ce ai instalat-o, va trebui să completezi informațiile necesare. Practic va trebui să faci know your customer-ul, să-ți pui informațiile personale, datele din buletin și după aceea va trebui să intri în direct cu un operator să verifice că tu ești un om real și să-ți vadă cartea de identitate. Partea mai puțin bună este că în momentul de față verificarea este destul de greoaie și trebuie să aștepți destul de mult, însă pentru cei care știu engleză, atunci când instalați aplicația, selectați limba engleză, țara România și veți intra mult mai repede cu un operator, pentru că sunt mult mai mulți operatori care știu limba engleză. Următorul pas pe care trebuie să-l faci este să depui 60 de RON în contul de Western Union. De fapt 65, pentru că cei de la Western Union au un comision de 5 lei. Poți depune banii cu cardul de la Revolut sau cu orice alt card. După ce ai făcut lucrul acesta, tot ce îți mai rămâne de făcut este să bagi codul de referral pe care ți-l ofer eu, este acesta de pe ecran de aici sau îl găsești și în descriere. Iar după ce ai făcut lucrul acesta, vei putea invita și tu prieteni la rândul tău și îți vă da câteva ponturi mai încolo. Însă la început ți-am spus că nu trebuie să investești niciun ban și în momentul de față ți-am zis că trebuie să ai 65 de lei. Hai să vedem cum poți să faci 65 de lei sau chiar câteva mii de lei dacă nu ai niciun ban în momentul de față. Tot ce trebuie să faci este să intri în App Store sau în Google Play și să downloadezi aplicația FameUp. FameUp este o aplicație pentru influenceri locali. Practic poți să primești produse moca sau chiar și bani dacă ai un cont de Instagram sau de TikTok. Însă cei de la FameUp mai au o opțiune foarte interesantă prin care poți să faci bani. Dacă inviți business-uri sau afaceri locale în această aplicație, iar ei se înscriu cu codul tău de referal, vei putea face 50 de lei, iar ei la rândul lor vor primi 100 de lei. Pare simplu până aici, dar marea problemă este unde găsești aceste business-uri pe care să le inviți. Hai să-ți dau cea mai bună idee. Tot ce trebuie să faci este să intri pe Google, să cauți Facebook Ad Library. Practic acesta este un tool gratuit oferit de cei de la Facebook în care poți vedea toate reclamele care rulează pe o anumită țară. Și practic selectezi România, iar în partea de căutare poți să pui un cuvânt, de exemplu ofertă. Și vei găsi tot felul de pagini care în momentul de față se promovează. Dacă o afacere deja se promovează și dă bani să fie promovată, automat va fi interesată și de o altă modalitate prin care își poate promova business-ul. Și mai mult ca sigur, acele afaceri vor fi interesate de FameUp. După aceea tot ce îți rămâne de făcut este să intri pe fiecare pagină în parte și îți sugerez să îți faci un tabel în Excel sau în Google Sheets și să notezi numărul lor de telefon și e-mail-ul. Lucrul acesta ți-a aproximativ 30 de secunde pentru fiecare business. Dacă vei munci 2 ore să strângi adrese de e-mail și numere de telefon, vei avea minim 100 și ceva de adrese de e-mail sau numere de telefon. Următorul pas pe care trebuie să-l faci este să le trimiți un e-mail sau chiar un SMS sau un mesaj pe WhatsApp, pentru că din punctul meu de vedere funcționează mult mai bine SMS-ul și WhatsApp-ul, în care poți copia exact textul pe care cei de la FameUp ți-l oferă. Trimiți acest mesaj la baza de date pe care tocmai ți-ai făcut-o și mai mult ca sigur, măcar 1-2 business din cele 100 pe care le ai în baza de date vor converti și automat vei putea câștiga 50 de lei pentru fiecare business. În cazul în care metoda aceasta cu FameUp ți se pare complicată, abia acum vine partea cea mai bună, pentru că cu Western Union Plus poți face până la 2000 de lei pe lângă cei 100 pe care deja ai făcut în cont. După ce ți-ai făcut contul și ai primit cei 100 de lei, vei găsi tabul de recompense unde poți invita și tu prieteni și practic le vei da codul tău de invitație. Și poate te gândești că nu ai atât de mulți prieteni pe care să-i inviți, dar ai putea să faci un lucru foarte interesant. Acela este să postezi în grupuri de Facebook. Intri pe diferite grupuri de Facebook și le spui faptul că pot câștiga până la 2000 de lei, iar cine vrea mai multe detalii să îți trimită un mesaj în privat. Iar tu vei vorbi cu acele persoane și le vei explica ceea ce ți-am explicat eu în acest videoclip. Dacă asta nu este de ajuns, îți recomand să postezi și pe TikTok, nici măcar nu trebuie să îți înregistrezi fața, poți să înregistrezi doar ecranul telefonului. Iar dacă această metodă este pe placul tău, clipul nu s-a terminat, pentru că mai avem aici și Orange Money. Orange Money este o nouă divizie a celor de la Orange care se ocupă cu partea aceasta de carduri de debit. Tot ce trebuie să faci este să folosești linkul din descriere sau poți descărca aplicația direct din App Store sau din Google Play. Ea se numește Orange Money, faci verificarea contului, iar după ce ai făcut lucrul acesta, poți invita prieteni. Iar pentru fiecare prieten invitat,
vei primi 150 de lei, iar aici nu este limită, deci poți să inviți chiar și 100 de prieteni. Totuși, pentru a beneficia de cei 150 de lei, sunt două reguli importante. Prietenii pe care îi invit să-și verifice contul, practic să-și facă verificarea până la capăt, iar a doua regulă care este puțin mai greoaie este faptul că trebuie să facă o plată de minim 50 de lei, indiferent dacă plata este online sau offline undeva la magazin. Dacă respecti aceste două condiții, vei primi încă 150 de lei pentru fiecare prieten pe care îl inviți. Deci, ce părere ai? Câți bani vei face până la finalul săptămânii? Și sunt curios să-mi lăsați în comentarii câți bani ați făcut cu această metodă într-o singură săptămână. Cam acesta a fost clipul. Până data viitoare, sugerez să te uiți la acest videoclip și bineînțeles să te abonezi, să dai like la acest videoclip. Mai bine, ciao!